În perioada 9-10 mai, Universitatea Ștefan cel Mare a participat la Innova Youth, cea mai mare expoziție de inovații pentru tinerii pasionați de inventică din Europa Centrală. La eveniment au fost prezenți peste 400 de elevi și studenți din Croația, România și Ungaria. La finalul procesului de jurizare, proiectul Solar Mind, propus și dezvoltat de cei trei studenți suceveni, a fost premiat cu medalie de aur și premiul special al Salonului Innova Youth. Evenimentul a fost organizat de Asociația Inventatorilor din Zagreb, Facultatea de Inginerie Mecanică și Arhitectură Navală din cadrul Universității din Zagreb și mai multe asociații ale tinerilor inventatori. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a fost reprezentată de o echipă formată din Flutur Daniel Iulian, Baciu Florin George și Ciuciu Dău Gabriel Gheorghe, studenți în anul 4 la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, specializarea energetică și tehnologii informaționale. Aceștia au prezentat un proiect intitulat Solar Mind, un concept nou dedicat panourilor fotovoltaice, care integrează o serie de senzori și inteligența artificială, pentru a putea aproxima durata de viață acestora prin nivelul de degradare identificat și pentru a sesiza posibile defecte ce pot apărea în funcționarea lor. Conceptul propus se va regăsi într-un produs ce va trimite notificări în timp real către echipa de mentenanță, care de servește instalația fotovoltaică, în cazul în care parametrii monitorizați vor atinge o valoare critică incompatibilă cu funcționarea în zona de randament maxim. Un avantaj al acestei soluții se referă la posibilitatea de colectare și stocare a parametrilor instalației fotovoltaice și în același timp va putea identifica acel panou fotovoltaic care funcționează cu parametrii necorespunzători. Printr-o dezvoltare ulterioară se propune deconectarea automată a panoului fotovoltaic din circuitul principal al instalației fotovoltaice, atunci când se identifică o problemă majoră în funcționare, care poate conduce la apariția unui incendiu sau la reducerea semnificativă a parametrilor de șir.